Bărbatul era pacient la Institutul de Boli Cardiovasculare. Imediat la fața locului a intervenit un echipaj de la ambulanță care l-a găsit în stop respirator. Medicii de la institut începuseră deja manevrele de resuscitare, iar echipajul de pe ambulanță a continuat însă fără rezultat. După câteva zeci de minute au fost nevoiți să declare decesul. Ulterior, la fața locului au ajuns și polițiștii. Autoritățile cred că a fost vorba despre o sinucidere. Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost transportat pentru necropsie. În acest caz, oamenii legii au deschis un dosar penal pentru moarte suspectă și fac cercetări pentru a stabili întreaga situație.